Bună ziua, azi 24 mai 2020. Suntem aici la Iepuraș. Avem un masculaș frumușel din 5 ianuarie. Peste 5,3 kg. Aici am fumat crauter, apa. Suntem aici la centrală, în care ceva mai pot prezenta. Arată micul mai interruptor. Are 15 proteine, 17 fibre. Cel mai masculaș frumușel. Mă crău, te-l mănâncă. Jur de 5 kg are și asta. E din 20 ianuarie. Sunt fraz de tată doar. Pus aici un separeu. Vom vedea cum va eu lua, vă lua în continuare. -23 de grade avem. Astăzi am făcut focul că e cam frig. A plouat astăzi foarte rece, 15 grade afară. Probabil aducem mâncărica, găleata asta, de 15 litri ducem apă la ei. Aici avem femeluța de uriaș, uitați-o, sora lui masculul ăla de jos. Aici avem tinere de neo, 3 femele cu mascul și un masculaj de californian. Să vedem cerne frumoase de asta. Aici avem oțet de mere cu miere. Cam 8 ml le pun eu la litru de apă. Avem amestecul, masculașul din părinți din Germania. Aici avem pe sora lui. Și acolo avem pe mama lor. În 27 va pui iarăși. Va fi la 4-a fătare anul ăsta. Aici avem porumbei. Coștile de transport. E un pui frumos din masculul ăsta de sus. Unicul lui e un mascul din Belgia, pe care l-a dat la Dan de Fert la Lipova. Să avem pui la ei. Câțiva sus. Aici avem pășune. Dealurile Lipovei,
acolo pe stadialul ăla sus am dus la rapițe, albinele. Acum sunt la Salcăm, la Șuștarovăț. Aici are un vecin stupi. Aici avem o salcă care a crescut. O gulumbiță frumoasă, cucă. Ne îndreptăm spre... Aici o femeie gestantă, 2928, urmează să puie. 27. Aici avem iarăși 4 pui frumoși. Asta e o femeie din mai de anul trecut. Tata pălorii masculul tot din Germania, la tot pui de California. Tata lor e masculul din Germania. Avem parexii. Aici avem baba, 4 ani jumate. Campioană la Lipa, 96,5, 97 de puncte cu 2 ani la Pava, iarăși campioană cu 97 de puncte. Are 4 pui frumoși. Uitați, tata lor Thomas Cole din Germania. Mai au 4 frați mai mărișori. Dar aici avem grădinița. Păi aproape la 4 săptămâni. Sunt 5 cu 2 de hicol. California. O femeie tânără din noiembrie. Ia și puian. Așa. Mască bună are femeia. Femeia de Neo, care are 3 serii de pui. Aici mai are 3 pui mici. Mici. Lorofanii. Tata lor e Thomas Colola de la Bronze Florin. Aici avem femeia de 95,5. Are 2 pui aici. Și 3 puși de la asta la alte. Femeie de californian, din ianuarie, 20, foarte dezvoltată, peste 4 kg. Scund de nou, tata puilor. Femeie de nou din decembrie. Ne-am tot din Germania, de la campionul Germaniei. Și blanare. Femele de neogestantă. Când n-am reușit să scop pui din ea, sper că vă rămâne acum. E sora lui masculul ăsta. Avem femele de uriaș. Am luat pui aia din tata lor din Germania. Și doi comia de fluture, și-a dus puie de californian, s-a smuls în 27 va puia. Mamă foarte bună. Aici sunt puii lor. Uitați. 3 sunt din baba mea și unui neamț. Unul din Germania. De uriaș.
ăla de acolo din colții, parcă măscărul din Germania, părinți nemți. Aici avem o femelă de uriaș, dată cu neamțul. Cei 6 pui din neamțul meu, 3 femele, 3 masculi. Urmează să-i tatuăm. Aici avem 2 masculi cu femeala de uriaș, din 20, fratelor, masculul ăla din înăuntru. Ce ureche lată au făcut. Aici avem 3 masculași cu de uriaș și 2 masculași și cu o femeluță de California. Tot tatălorii masculi din Germania, la cei californieni. La ăștia iarăși un mascul de-a meu de 95 puncte. Aici avem o femelă de uriaș, care e mama lui femeia aia din volier de uriaș, cu masculul ăla dinăuntru de la centrală. Iar aici avem hicol cu californian. Uitați. Ce frumos e. Tata lor e mascul de California. Aici iarăși avem o femelă de uriaș. E mama lui. Pui ăștia 3 de aici din cușca asta. Aia 3 masculi. Femelă lungă, mare. O lucernă, coasa întâi frumoasă, cu frunză. Amestec mâncare bună. Noros aici. Ca un fel de pădurici avem aici. Un frunziș frumos, tot verde. Zi bună doresc la toată lumea. La revedere.